Gabriel este cel care a debutat deja cu volumul Mâine o să fiu fericit, pe care nu l-avem mai să vi-l arătăm. Debutul lui s-a întâmplat anul trecut la editura Carmides. Între timp a luat și un premiu, premiul George Ionescu pentru debut și s-a mai întâmplat tot felul de lucruri. Gabriel, după 2 ani de limbi străine, germană-engleză, engleză-germană, este student la psihologie în anul întâi, la științe cognitive, în engleză. Așa că Gabriel acum o să ne citească poezie, el scrie în continuare poezie. Hai să vedem ce ne adusează Gabriel. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici. Am să citesc și eu două poezii, la fel ca toți ceilalți. Prima se numește Mă emoționez. M-am uitat la tine și am deschis robinetul să las emoția mea deja fundamental completă să-și închipuie că tu ești cea care o completează. Mă emoționez. M-am uitat la tine știind că a trebuit să fiu gol, știind că a trebuit să sufăr și să tânjesc fără tine. Așa că am chemat emoția la ora 7 într-o zi de marți, ne-am făcut niște cafele destul de scârboase, am stat, am jucat șah, apoi am început să negociez cu ea despre cum ar trebui să simtă un vid în mine, despre cum ar trebui să se simtă completă, cum și este de fapt, numai când te-am pe tine în preajmă. Emoția nu a vrut să accepte. I-am explicat că undele radio nu ar transmite nimic dacă ar fi doar o linie fără urcușuri și coborâșuri. Mi-a zis că chestia asta sunt doar bullshit, că mereu au urât expresia că fără rău nu există bine, care e doar o chestie tâmpită pe care o spun oamenii pentru că răul există. M-am cam enervat pe ea, așa că am scos-o din casă, am pus-o pe banca de pe gazon, am amenințat-o cu un ping în vidul care e de dedesubtul casei. Emoția a început să plângă, a tremurat puțin. După care m-am apucat să o bat, să o învăț minte cine e șeful. Cum să ignori durerea? Dacă te gândești la ce e durerea și unde te atinge mai exact, ai să vezi că nu poți să știi, niciodată nu poți să știi unde e senzația, oricât ai căuta-o. Cu toată durerea, am convins emoția să vadă doar lucrurile urâte, doar cum nu poate simți ce îi provoacă de fapt răul, doar cum se uită într-o oglindă care la rândul ei se uită în altă oglindă, iar lumina e aceeași, 37 de fotoni perfect aliniați. Am uitat ce făceam înainte, m-am trezit cu emoția în față, mi-am amintit că a acceptat să se manifeste doar când o vede pe ea, că a concentrat printr-o lupă doar pe fața ei iubirea. Acum pot să mă prefac că sunt om. Dorință. Aș vrea să pot, să sper, să se întâmple ceea ce am sperat în niște clipe aleatorii din trecut, din celelalte tipuri imaginare de viață trăită. Sunetul apare doar să le explice toate posibilitățile de autocorrection, cârtițele să poată avansa cât mai rece prin timp, pe lângă rece mai e și durerea care smângiți pereții, atât de uleioasă încât lasă întunericul în permanență aprins. Uneori diferența dintre ochi și urechi nu mai e atât de clară, mai ales când moare cineva. Atunci unele ființe mor și ele, altele văd sunetul acela care, deși e foarte, foarte încet, e atât de ușor de diferențiat de vorbele pereților, care au vrut același lucru întotdeauna. Sunetul oferă instrucțiuni de sculptare a propriei minți, de evitare a anumitor culori și schimbări între cald și rece sau pentru orice altă modificare, dacă se crede că mai are rost ceva după ce se învață mesajul. Multe cârtițe tremură sub noi știind că urmează să moară și să omoare, pândesc sub casă în timp ce noi adormim. Acum că știu secretul, tot ce pot face e să-l șoptez mai departe până când cineva va reuși să se desincronizeze de cel din oglindă și atât. Mulțumesc! Mulțumesc, Gabriel! Suntem Liternauți, un grup de tineri poeți care au venit special de departe ca să ne citească poezie. Mulțumim, Judy Florescu, că ești aici. N-am zis, ne filmează, e tare, e tare. Mulțumim. Și acum, mergem mai departe, o să luăm un băiat. De data asta, ia să vedem, mergem la Cluj sau mergem la Vulcea sau mergem la București. Zic să mergem la București, dar o să mergem la, lângă București, mergem la Vlad, Vlad Iordache, care ne va citi, cred eu, niște texte reflexive, grave. Ăsta e genul de poezie pe care o face el, dacă nu face poezie protestatară. E singurul care scrie o poezie implicată social.
Hai să vedem ce ne citește azi. Vlad, sigur, ia și el premii tot timpul. Toți iau premii. Hai, Vlad. Bună ziua. Sper că mă aud. Da. Bine, tot două poezii o să citesc și eu. Ar fi și păcat să nu continui acest șef de câte două poezii. Mai întâi o poezie pe nume Furnici. Furnici, 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 peste tot unde mă uit, numai furnici. Furnici în jos, furnici în sus, nu se mai poate respira, sunt prea multe furnici. De mâine promit să scap de furnici. Am să umplu cu insecticid fiecare gaură din geam, fiecare crăpătură din perete, fiecare mușuroi, până nu mai sunt furnici. Pe moment însă mă joc puțin cu ele. Le las să mi se urce pe brațe și pe unghii, le las să mă care cu milioanele dintr-o parte în alta, le iau ușor și le așez în capul fratelui meu, până când se sufocă și el de la atâtea furnici. Ar fi oare mai bine să nu le omor. Așa, asta este prima, iar... Iar a doua, pe care am numit-o scurtă poezie dezlănată, sur disclaimer, poezia asta are să fie dezlănată, altfel n-are cum să fie. Nimic nu rămâne, ca scos din fabrică, încet, dar sigur, se uzează toate, așa au fost gândite. Au durată de viață limitată. Până la urmă se strică toate, se decolorează, se lăbărțează, se rup bucată cu bucată. Nici tu nu faci ce trebuie, nu citești instrucțiunile. Când ai deschis ultima dată un manual de întrebuințare? Oricum, în zadar îl deschideai, niciodată nu-ți spune nimic. Pe cutia de cafea nu scrie câtă cofeină are. N-ai decât să bei până te doare capul, până te strici și tu și trebuie să fii aruncat la gunoi. Nu-i problemă, industria produce, te înlocuiesc imediat. Nu-ți bate prea tare capul, așa doar te strici mai repede. Mulțumesc, Vlad! N-am zis că și el a fost în taberele Locuiește în Poveste, tot așa, câștigat de câteva ori, e în antologie, ei mai toți sunt debutați, de fapt, încă din copilărie. Acum mergem la o fată, mergem la Adriana, care este studentă la italiană-română sau română-italiană, italiană-română la limbi străine și Adriana este în grupul nostru. Pentru că ea mi-a trimis mesaje disperate, o dată, de două ori, de 10 ori, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu, e în grup. Adriana, te rog să ne citești. Mulțumesc, mă aud bine? Așa? Ok. Tot două poezii am și eu. Prima se numește O teorie. NASA are o teorie. S-ar putea să fie marțieni, de fapt. Primele forme de viață s-ar fi dezvoltat pe planeta roșie și au ajuns pe Pământ cu ajutorul unui meteorit. Totul devine din ce în ce mai incert. Cum aș putea să-mi dau seama ce-mi place să fac, ce meserie vreau să am, pe cine iubesc cu adevărat, care e animalul meu preferat, dacă nu știu sigur dacă sunt pământeancă? Mulțumesc! Și a doua este o poezie dedicată lui Mircea Ivănescu. Poezia e altceva. Totul e să ai un sentiment. Iubire, ură, fericire, tristețe. Nu doar o iluzie de moment. Să fii un sentiment. Nu trebuie să mai avem sentimente. Nu mai suntem în perioada romanticilor. Rinul ăsta o să se cumpere numai poezii scrise de inteligență artificială. Mulțumesc! Mulțumim mult, Adriana! Acum, ca să nu plecați, eu trebuie să vă țin aici, vă rog să mai stați cu noi, pentru că urmează cineva care a venit din Cluj și care de seară va pleca către Cluj, a venit să ne citească, Matei Someșan. Matei este și el câștigător de toate antologiile Arthur și el de Locuiește în Poveste. Matei scrie o poezie reflexivă și are o aplecare specială către lucruri melancolice. Să vedem ce ne va citi azi. Vă mulțumesc! Pentru mine toate poeziile au în spate poveste. Poezia asta? Se aude? Mai? Acum e bine? Bun. Deci pentru mine toate poeziile au în spate poveste, iar poezia asta a fost scrisă chiar ieri, când veneam la București cu trenul. E seara târziu. E ora la care se scrie poezie. În ritmul osilor bătrâne, înfășurate în păturile cu proprietăți de bandă mobil, din care au fost gonite ultimele ploșnițe,
alb imaculat de cearșaf fier. Mă dezintegrez în spațiul dintre real și vis, spațiul în care a găsit Spinoza substanță, în care se topesc ploșniță, plapumă și vis. E noaptea târziu, e ora la care se nasc drumurile necunoscute zilei. În ritmul celor 120 de herțe ecranului, în lumina sacadată de felinar care își momește poetul, aștern cărămiți cu forme fantastice, în zidurile unei case imposibil de terminat, pentru că infinitatea ei e dată de numărul constructorilor. E dimineața de vreme, e ora la care călătorile în necunoscut au o destinație comună. Și ne plimbăm cu toții pașii, palii de stafii într-o pădure de stâlpi stradali. Și a doua poezie, ca să continui trendul. Atunci când s-au luat luminile, am fost singurul care a rămas în casă. Am ascultat glasurile disperate din dulap, cum strigau că a venit sfârșitul lumii și că am fost pedepsiți. Pentru mine pierderea luminii nu avea vreo importanță. Preferam oricum mirosul de lemn vechi al întunericului și răceala dură care mă strângea într-o poziție fetală. Le-am ascultat rugăciunile și plânsul care mi întârziau somnul. Și poate că am plâns și eu puțin atunci când glasurile au început să se șteargă. Dar nu pot fi sigur, pentru că mâinile mi erau reci, asemenea pământului de toamnă ud. Liniște, miros de lemn, miros de vădură. Acolo în întuneric am început să văd cu adevărat. Și mi-am ridicat cu privirea prin scândurile care mă protejau, strecurându-mă din groapa în care mă aruncasem, printre copacii scheletici care își întindeau degetele albe spre cer, printre șoaptele stinse care miroseau a durere, străpungând norii care nu se mai vedeau pe cerul lipsit de lumină. Înainte să dorm, mi-am dat seama că plânsul lor fusese înnecat de glasul pământului, cântecul de leagăn al bulgărilor aruncați pe scând. Liniște, miros de fum, miros de lemn, miros de lacrimi. Și bineînțeles, întuneric. Mulțumesc! Matei, n-a fost în vară când am avut și atunci o lectură și cred că ți-a părut tare, tare rău. Iată, vă rog, suntem cu liternauții, iarăși zic, mai avem încă cât 3 lecturi. Nu durează mult, fiecare citește câte 2 texte. Sper să vă puteți să vă faceți o idee, pentru că sunt fantastici. Și acum mergem la Teo. Teo e din Suceava. Când am zis la început că Teo se ocupă cu paluri de caritate, știți ce lucru frumos făcea sâmbăta trecută la ultima noastră întâlnire liternauții, care v-am spus se întâmplă pe Zoom? Spunea, eu sunt implicată în liceul în care învăț eu în Suceava, în organizarea unui bal caritabil pentru o fetiță, care o colegă de-a mea, care e foarte bolnavă și vrea să strângem bani pentru asta. Și se părea foarte complicat să organizeze balul, dar iată că Teo este aici, nu știm dacă i-a ieșit balul, că n-am mai vorbit cu ea între timp, când va fi, a fost, n-a fost. Ea ne va citi poezie și vreau să vă uitați cât de frumos a venit cu caietul. Are caietul la ea, citește din caiet. Și mie mi se pare extraordinar că se mai scrie poezie și cu mânuța în caiet. Mulțumesc pentru introducere, mă aud ok. O să citesc tot două poezii. Nu am pus încă titluri. Nimic nu rămâne din ceea ce era după virgulă. Lasă-i bacșiș restul. Ce vrei să facem acum? M-am aruncat cu capul în mormanul de frunze, m-am scufundat lângă tine să ne uităm împreună la păianjenul ce acoperea soarele. Eram noi doi, numai noi doi, sub umbra eclipsei arahnidice. Nu mai vreau să simt vreo rază de soare vreodată. Ești sigur că am plătit nota? Dacă nu, lasă-i bacșiș restul. Și a doua, să nu adormim, nu mai vreau să adormim, sar stânga-dreapta, gați de podea, lipește-ți fața de oglindă, poate vezi ce e pe partea cealaltă. Pune-ți un CD în ureche, dar nu cu somnoroase păsărele, tornă-ți apă în șosete, dă un șa de cafea, aruncă-te în lift, usucă o firică și fumează, înțeapă-te cu stiloul în călcâiul lui Ahile, fă orice, absolut orice, numai să nu adormim, pentru că nu știu cu cine o să mai pot face astea după aceea.
Mulțumesc tare mult, Teo Bălan. Da, ea a fost acum și am ajuns în sfârșit la ultimul dintre liternauții prezenți, adică dintre cei care astăzi ne citesc poezie, pentru că mai sunt și liternauți care sunt ba în Târgu Mureș, ba nu mai știu, prin București mai avem, mai sunt și alții care vin la întâlnirile noastre. Întotdeauna, pentru că nu știu dacă ați constatat Zoom-ul, noi nu avem unul de la să ni-l plătim, avem de la ca tot muritorul și întotdeauna după 40 de minute, acum faci o pauză de 20 de minute, nu mai poți să intri imediat. Și noi acum, la ultimele întâlniri, suntem îngroziți că ni se termină timpul, avem doar 40 de minute în care noi să discutăm texte, 40 de minute învățăm literatură. Apoi scriem și apoi 40 de minute citim textele noastre. Și niciodată nu ajungem să-i ascultăm pe toți așa cum trebuie. Iar cred că cel mai sacrificat este mereu Darius, aproape întotdeauna el sau Gabriel sunt sacrificați permanent, el sau Gabriel citesc ultimii și câteodată Horia. Și pe Horia îl mai strivim așa. Și astăzi Darius Muntean a venit din Râmnicu Vâlcea. Darius este în clasa 12-a, nu mai știu, vrei să faci automatică, medicină, habana? Da? N-am auzit. Ce faci? Drept. A, drept. A. Așa, pentru că el e bun la de toate și este, vă rog să-l ascultați cu atenție, mie cel puțin simt de multe ori că îmi dă lecții de scris. El este cel dintre noi care are o minte extraordinar de asociativă, care scrie literatură absurdă cu cea mai mare ușurință, se simte foarte confortabil acolo, și care în ultima vreme face așa niște structuri complexe, sofisticate. Darius Muntean. Mulțumesc pentru prezentare și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Scena 1. Seara, am făcut schimb cu ploaia și am mers într-o coajă de portocală printre bălți de suc de mere presărat cu picături egale de flori. Pe trotuarul din dreapta, lângă sticle uitate întâmplător, erau ananași plantați intenționat și tăiați în egal de șoferi necunoscuți. Pe trotuarul din stânga, o broască și 10 greieri priveau roțile mașinilor și cântau într-o ladă de rămâi. Drumul era un pai de sârmă, oprit din loc în loc, de pahare de suc de roșii, semafor. Am ajuns doar până la intersecția 2, trebuie să dorm, mâine merg la școală. Scena 2. În vacanță mă întorc acasă, când ploaia nu mă mai cunoaște și nu face schimb cu necunoscuții. Coaja de portocală are acum probleme la motor și absorbe de pe stradă clorul cu picături de suc de mere. Pe trotuarul din dreapta duhnește ațuică de ananas băută întâmplător, și a sticle perene spate intenționat de șoferi cunoscuți, actualitați. Pe trotuarul din dreapta se aude cântecul lămâilor mucecăind și broasca din ladă care savurează ultima bucată de greier. Acum am trecut de intersecția 2, semafoarele nu mai funcționau, sucul de roșii era alb și greu, iar drumul un pai de sârmă din pată. Motorul a explodat, flor împrăștiat. De azi nu mai plec de acasă. Carcasă de PS3, cu preț de 3 jucării, de când galbenul era verde și scriam M-ul cocoșat. Pun discul în ureche și se învârte în creierul mic, ca orice avion care se învârte, zbor mai sus decât bralul de Crăciun, natural, și mi-e frică să nu mă dau cu capul de pereți și să mânjesc fața de masă. Fața de masă nu se mângește, atunci se termină jocul și intri din nou pe ușa de la intrare cu stomacul gol. Există azi nemâncați, cu pretele negre, care în zbor dărâmă brazi, trec prin tavan și mânzesc fețe de masă cu marcă permanent. Mereu evit să fiu ca ei și aleg să folosesc ușa, cu toate că știu că e mult mai multă distracție în a sparge cărămizi, a da foc la brazi sau a face origami din fețe de masă. Discul zgâriat s-a blocat în consolă.